O pasiune cu profit și un business de echitație. Iată o poveste care va fi spusă de Cristian Radu, administratorul unei ferme de cai din Transilvania, dragii mei. Viscri este satul unde parcă timpul a stat în loc. Ascuns bine pe meleagurile transilvanene, tradițiile și oamenii gospodari au făcut din micuța așezare să sească un loc de poveste. Tot aici, Cristian Radu a pus bazele unui proiect de turism ecvestru, prin care oferă iubitorilor de cai care vizitează sătucul oportunitatea de a descoperi Transilvania din șa. Bună ziua! Mulțumesc pentru vizită și pentru invitație. Da, suntem la Viscri, am o fermă cu 10 cai de călărie. Și îi folosim pentru trasee în jurul satului. Așa cum probabil știți, aici suntem vizitați de foarte mulți turiști și încercăm să le oferim activități care sunt potrivite cu natura și cu specificul locului, care nu sunt intrusive, care nu deranjează, care nu poluează, care sunt sănătoase și mi s-a părut că echitația este un sport bun pe care putem să-l aducem aici. Bunicii mei au avut cai, dar nu am fost atât de apropiat de ei pentru că ei aveau treaba lor în agricultură cu cai. Am descoperit-o efectiv aici, am descoperit cai aici, am citit foarte mult despre cai și mi-am dorit să am. În momentul în care am cumpărat, am învățat și mai mult și de la ei, am învățat foarte multe și așa mi-am dezvoltat pasiunea în ultimii 7-8 ani. Am 10 cai, cei mai mulți dintre ei sunt lipițani, luați de la hergheliile de lipițani din țară, antrenați în mare parte de noi și câțiva semigrei. De când această pasiune? În principiu am descoperit iubirea de cai atunci când m-am mutat la Viscri, pentru că înainte am lucrat și am locuit în București sau în afara țării și nu mi-am pus niciodată problema că aș putea să am cai. Când am ajuns aici și m-am mutat și am început să lucrez în Transilvania, mi-am dat seama că am această oportunitate și după o vizită la Hergelia Beclean, m-am îndrăgostit de un cal, cel negru Johan, care este în spatele nostru și l-am și cumpărat. După care am încercat să fac în așa fel încât activitatea asta, pasiunea asta, să fie sustenabilă. Pentru că întreținerea unui cal este scumpă și m-am gândit că cel mai bine ar fi să o transform într-o afacere, așa că acum am 10 cai, e în continuare scump să-i țin, dar încep încet, încet să se susțină singuri. Cât costă? Care a fost cel mai scump cal? Că bănuiesc că e investiție. Luați de la Rom Silva sau de unde? Cei mai mulți cai, da, sunt luați de la hergheliile Rom Silva pentru că sunt lipițani. Am vrut ca și prin proiectul ăsta să ne integrăm în zona asta de patrimoniu. Așa cum știți, Lipițanul face parte din istoria țării noastre. Aici, de foarte mulți ani, au fost hergelii de lipițani pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Austro-Ungar și ele s-au păstrat și astăzi și există o bază bună genetică de lipițani în Transilvania și așa că de asta mi-am ales acești cai care pe de-o parte sunt și frumoși, sunt și grațioși, sunt inteligenți, dar și fac și parte din istoria locului. Lipițanii nu sunt niște cai foarte scumpi, nu sunt cai de sport, nu sunt nici cai de muncă, sunt cai de agrement, de dresaj mai ales, sunt folosiți la dresaj pentru că pentru asta au fost crescuți ei, pentru inteligență și pentru grație. De asta sunt și folosiți la școala spaniolă de dresaj de la Viena, la aceste spectacole care se fac acolo și din cauza asta nu sunt foarte scumpi. Cred că un lipițan la hergelie, neînvățat la călărie, costă undeva pe la 2000 de euro. Mai am semigrei și acum am luat și un nonius, să vedem tot o rasă dezvoltată în Imperiul Austro-Ungar pentru rastunuri și instrumente militare în primul război mondial, deci o rasă puternică de lucru, dar foarte frumos și foarte liniștit. Sper să lucrăm bine împreună și să... Da, nu cunosc, nu am avut până acum, nu știu cum este, e un experiment. Ați avut niște fonduri sau ați economisit bani pentru această afacere? Pentru o parte din investiții am obținut și fonduri europene. Despre ce fonduri puteți să spuneți? Am obținut o finanțare de la Galul ATBN, de aici din Brașov, pe măsura care susține, cum se spune, afacerile non-agricole.
Și intenționați să faceți o afacere din acesta? Da, ea funcționează acum deja de câțiva ani. Anul acesta a fost un pic mai dificil pentru că oaspeții au lipsit din Transilvania. Echitația în România este un sport la început. Sunt destul de puțini oameni care știu să călărească suficient de bine cât să iasă pe un traseu pe dealuri, dar din ce în ce mai mulți părinți își duc copiii la lecții de echitație și atunci se dezvoltă o clientelă și în România. Iar din cauza COVID, anul acesta străinii care au o tradiție în echitație au lipsit în Transilvania. Deci putem vorbi despre turism ecvestru aici, la dumneavoastră. Exact, exact asta facem, turism ecvestru. Știu că se lucrează foarte mult la standarde pentru meseria de ghid ecvestru și sperăm să le și avem în curând. Sfaturile mele sunt să se intereseze foarte mult de zona de siguranță, pentru că e foarte important și pentru cai, dar și pentru oamenii pe care îi punem pe cai să se întoarcă acasă în siguranță, fără niciun fel de problemă. Și asta nu este o muncă ușoară. Calul nu este o bicicletă, nu este o motocicletă, are și el voința lui și dacă nu lucrăm cu el în așa fel încât să fie liniștit și prietenos și să ne simțim bine și călăreți și cai, pot apărea probleme. Și investiți și în hrană sau aveți aici totul la îndemână, domeniul dumneavoastră? Avantajul este că am foarte multe lucruri la îndemână. Bineînțeles că o parte dintre componentele de hrană le cumpărăm, pentru că aici nu se fac cereale, de exemplu, dar fân, lucernă, încercăm să facem local ca să eficientizăm proiectul, afacerea. Revenind la cai, care este traseul de turistic? Avem mai multe trasee, dar pentru că cei mai mulți turiști vin și stau cel mult o zi, două în sat, facem trasee în jurul satului. Cel mai des folosit sau cel pe care îl facem cel mai des este traseul de două ore care înconjoară satul, e un circuit în jurul satului și peisajul este foarte frumos, dar avem și trasee de o zi în care mergem până în Meschendorf sau în Criț, luăm masa acolo și ne întoarcem înapoi. Dar astea sunt accesibile călăreților cu experiență și cu un pic de condiție fizică. În principiu îi întrebăm și oamenii ne spun cât de des încalecă, ce experiență au și în funcție de asta ne dăm seama dacă pot să facă un traseu mai lung sau le recomandăm traseele mai scurte. Bineînțeles, când vin aici, începătorilor le facem și o mică inițiere ca să ne asigurăm că pot merge în siguranță pe traseu și pot să controleze cai. Știți că este o terapie și pentru copii cu autism, cu sindromul Down? Ați avut astfel de cazuri? Nu, deocamdată nu. Pentru asta trebuie să ai personal specializat, dar ne gândim să ne interesăm de posibilitățile pe care le-am avea de dezvoltare în direcția asta de terapie cu cai. Foarte puțin știu că Fundația Mihai Eminescu Trust a făcut posibil ca aici să se întâmple atâtea minuni. Acum, turiștii care ajung în Viscri rămân uluiți de cât de frumoasă poate să fie România atunci când este iubită și valorificată. Lucrez la Fundația Mihai Eminescu Trust din 2012. Fundația face în toată Transilvania de Sud proiecte de dezvoltare comunitară folosind patrimoniul cultural existent aici. Adică face proiecte de restaurare, face proiecte educaționale, inclusiv proiecte de plantări, orice este nevoie pentru o comunitate să se dezvolte sănătos. Și pentru Viscri, ce ați făcut până acum, până în prezent? Un proiect important pentru Viscri, de exemplu, a fost stația de epurare ecologică și canalizarea și care s-au făcut în sat. Și din satele comune este primul și în momentul ăsta în continuare singurul care are canalizare și o stație de epurare proprie. Și pe lângă asta foarte multe proiecte de restaurare pentru casele de patrimoniu din sat. În Viscri la momentul ăsta se fac mai puține proiecte de restaurare pentru că Viscri s-a dezvoltat foarte bine economic și proprietarii caselor de aici deja încep să își permită să își restaureze singuri casele pentru că și-au deschis pensiuni sau ferme și câștigă bine, dar ne concentrăm pe alte sate care au mai mare nevoie de susținere și de ajutor și încercăm să folosim exemplele și bunele practici din Viscri ca să le implementăm și în alte locuri. Iar în Viscri lucrăm pe zona de strategie pentru că e nevoie de lucru aici ca să
gestionăm fluxul de turiști care, în momentul în care e prea mare, poate să devină dăunător. În primul rând pentru cum se simt ei aici. Dacă vii și vrei să vizitezi un sat și el este acaparat de mașini, nu mai este satul pe care îl căutai și atunci e o experiență neplăcută și dezamăgitoare pentru cei care îl vizitează. Tot satul este patrimoniu UNESCO, prin urmare el trebuie păstrat așa cum a fost înainte. Drumurile pot fi doar pietruite, curățate, îngrijite, dar nu asfaltate, nu altceva.